Mulțumim frumos, Alexandra Olariu, țânduca noastră dragă, alături de ansamblu Sirețelu, și acum invităm o altă voce de aur a ansamblului, un copil care a crescut cu ansamblu, Medeia Ioana Cojocariu. Vă invităm la dans alături de soliștii noștri îmbrăziți. Yeah.
și iarbe de grina. Ai sfatul de moldovean, de grântă-i da, de vei plai botoșinean, de grina. Un cumătru e ca un frate, cu dedicație specială pentru toți cumătrii. Haideți, vă invităm la dans! Sus toată lumea! Să fii când o-i face cu mătrie. Nenașii s-au bucurat și frumos m-au îndemnat. Vinule să-ți iei cu mătrii cei mai buni dintre prieteni. Unui cu mătrui ca un frate, el de la necas te scoate și te ai o bucurie tot alături de să-ți fie. Pune cu mătrui ca un frate, el de la necas te scoate și de ai o bucurie tot alături de să-ți fie. Și cu mătrii ne-am luat. Toți sunt fruntea neamului și spaima dușmanului. Pe nenaș eu îmi iubesc și cu mătrii mi cinstesc. Lângă-mi voi fi mereu și la bine și la greu. Une cu mătrui ca un frate, e de la necas te scoate și de ai o bucurie tot alături să-ți fie. Unicul mătrui ca
și de ai o bucurie tot alături mă să-ți fie. Zi-mă! Un cumătru ține parte la o vorbă și un ulcior, tot cumătru-i de ajutor. Drag îți este neamul tău, că-i dar de la Dumnezeu. Dar cumătru ți-l faci tu, cum îți spune sufletul. Un cumătru-i ca un frate, e de la necaste scoate. Și de ai o bucurie tot alături o să-ți fie. Unicul mătrui ca un frate, el de la necaste scoate. Și de ai o bucurie tot alături o să-ți fie. Hai da! S-a joc, dama de aculiță, supărate-i foc. E verde frunzuliță, toate fetele s-a joc. Dama de aculiță, supărate-i foc. Dar lasă supărările, măi, badiculiță, că-ți trec inerețile, verde frunzuliță. Dar lasă supărările, măi, badiculiță, că-ți trec inerețile, hai, verde frunzuliță! Ne alegi cu ce fată mâine trebuie viața să-ți o legi. Măi, badiculiță, din vreo 10 ani alegi cu ce fată mâine trebuie viața să-ți o legi. Da, mai uite și la tine, măi, badiculiță, de câte o bătă promagine, verde frunzuliță. Da, mai uite și la tine, măi, badiculiță, de câte o bătă promagine, verde frunzuliță. Și unul din ierețea s-a gătit, măi, badiculiță, ai îmbătrânit. Ei, cât ai zis și unul din ierețea s-a gătit, măi, badiculiță, ai îmbătrânit. Ai coleșai tot cules, fete frumușăli, nu după inima ta, dar mai citali. Ai aleșai tot cules, fete frumușăli, nu după inima ta, dar mai citali. Dar tu aleșai să culegi, nu avea întrătirii, vei să trăiești, badiculiță, și frumoși ghinii. Dar tu aleșai să culegi, nu avea întrătirii, vei să trăiești, badiculiță. Ei, frunzulițe, de-ară mea să tară-tară-tară-tară, să jucăm și-o țărănească tară-tară-tară. Ei, să jucăm și-o țărănească tară-tară-tară-tară, lumea să se veselească tară-tară-tară. Hey, your boy, stay this.
mie țară. Dacă e găbiță să zboare, dar bine, bine, și-o ales fată de sate, dar bine, bine, dacă o să ședim bogate, dar bine, bine, când îți spun ăsta tot e bine, dar bine, bine, și răcuțul la primii, dar bine, bine, să și iei răgul lumea, dar bine, bine, să și iei ca nimenea, dar bine, bine, ui, așa, dar bine, mă place mult, pregătesc-mă cu bani ca să cânte la urmă. Hai să nu prindă și și droștie, dar bine, 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 și ne se facă gamoște, dar bine, bine, și friptore la cupole, dar bine, bine, dacă vă pară din humor, dar bine, bine, balașe de gospodărie, dar bine, bine, și un minut de la cortare, dar bine, bine, dacă-i bun era la oță, dar bine, bine, și nu știe de frata vas, dar bine, bine, ori eu așa iar eu, dar eu mai face amor, pregătesc un loc cu bani ca să cânte la urmări. Și începuți, dar bine, așa uita de ei drăguțe, dar bine, bine, mirili frumos ca bradul, dar bine, bine, la cale nu mai ies liatul, dar bine, bine, ca și bradul de pe multe, dar bine, bine, după iar o plăci multe, dar bine, bine, ui, 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 și iar eu, dar eu mă plăcea mult, pregătesc un gat cu bani, că sunt că te lăutari, în așa un gat cu bani, cu regimul, așa mă întâlnați în ea, nu m-am răsut și ala mea. Dragii noștri, bună ziua și bun găsit, cu mare bucurie, iată, din nou în mijlocul dumneavoastră și nu întâmplător am ținut ca doamna primar să fie alături, pentru că vreau din toată inima să o felicit pentru această frumoasă sărbătoare și să-i mulțumesc pentru bucuria de a fi alături de comunitatea dumneavoastră, aici la vârful câmpului, unde oamenii sunt frumoși. Sunt moldoveni dragi de mei, că să știți că pe drumurile astea tot trec de fiecare dată când merg, ba la Dorohoi, ba la Botoșani. Așadar, iată, astăzi la vârful câmpului și doamna primar, mulțumesc din toată inima pentru invitație și mulțumindu-i doamne primar, de fapt mulțumesc întregii comunități pentru bucuria de a asculta cântecele pe care vi le ofer cu toată dragostea. Mulțumesc frumos pentru prezență și să dea bunul Dumnezeu să să aveți o prestație de excepție cu oamenii la joc. Doamne ajută întotdeauna, cu drag la vârful câmpului vă așteptăm. Mulțumim frumos! Frunzulițe bara, băi, chiuiți odată, băi! Euleu! Hai, da, hopsa! Hai că promit eu cum să se audă până la Botoșan! Hopsa! Și chiar băi că doar dacă mai aproape! Hai, 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 hai! Asta-i! Hei, băia bună, eu nu las lume, dragă lume, că nu trăiesc după ceas, lume, dragă lumea mea, după inimă trăiesc, lume, dragă lume, mie trebuie să o mulțumesc, lume, dragă lumea mea, lume, dragă lume bună, hai puteți împreună să jucăm, să chiuim, cu viață trăim, lume, dragă lume bună, hai puteți împreună, frunzuliță, bara bună, chiuiți odată, băi! Altceva de-altceva! Unde joacă neamul meu, musai ca să fiu și eu, și deloc nu-mi pare rău, lume, draga mea. Hopa, sa! Frunzulița vârfului, azi la vârful câmpului, ho! Hei, auzi-a, ho, sa, sa, sa! Hei, care-i oameni ca și mine, lume, dragă lume, unde sunt acolo, bine, lume, dragă lumea mea, că unde-i de petrecut, lume, dragă lume, la vârful câmpului știi că sunt, lume, dragă lumea mea, lume, dragă lume bună, hai puteți împreună să jucăm, să chiuim, cu viață trăim, lume, dragă lume bună, hai puteți împreună să jucăm, să chiuim, cu viață trăim, una și bună, așa! Unde joacă neamul meu, musai ca să fiu și eu, și din loc nu-mi pare rău, lume, draga mea. Oh! Hai, am venit la dumneavoastră, hai să mă duc în tare mea, să e! Hai, am venit din la humor, chiuiți-o dat, spune, bă! Foarte bine! Sus, 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 sus! Hop, hop! Joca este repezit, lume dragă
că mie unde singur din dreptul lume dragă lume, poate capul din dreptul lume dragă lume, lume dragă lume bună, hai cu tăță împreună să jucăm, să chiuim, cu viață trăim. Lume dragă lume bună, hai cu tăță împreună să jucăm, să chiuim, cu viață trăim. Joacă neamul meu, muzai ca să fiu și eu, și deloc nu-mi pare rău, lume dragă mie. Unde joacă neamul meu, muzai ca să fiu și eu, și deloc nu-mi pare rău, ochii uitură vreau! Păi ochii uitură vreau! Asta-i, a doua oară te atingi mai bine. Așadar, faptul că ne tot vedem este o responsabilitate pentru mine să aduc și cântece noi, nu tot aceleași cântece. Următorul e nou-nouț. Capul face, capul trage. Mă întreba, care cap, care face? Hop, șa, șa! Sus, 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 hai! Hai palmele sus, toată lumea, sus! Și mai faci, să mai credeți, vă spun zău că așa v-am și eu. Hai că mie poate ne-o pălaci, trai o buță și mai faci, să mai credeți, vă spun zău că așa v-am și eu. Hai capul face, capul trage, vop, șa-șa. Hai asta-i viața care-mi place, vop, șa-șa. Măi, eu li fac tot, eu li trag, vop, șa-șa. La demisa mă nu bag, vop, șa-șa. Vop, șa-șa. Să mai fac câte o minune, cum face oricine. Hai mai fie un pui de sfânt, dar mie dacă ești pământ. Să mai fac câte o minune, cum face oricine. Hai capul face, capul trage, hop, șa-șa. Hai asta-i viața care-mi place, hop, șa-șa. Eu le fac tot, eu le trag, hop, șa-șa. Hai la dimineața mă nu bag, hop, șa-șa. Jos și bumbu sus, că viața e tare scurtă și trebuie trăită. Lumea țărcale mi-a fost o plogea și bumbu sus, că viața e tare scurtă și trebuie trăită. Ei, capul face, capul trage, hop, șa-șa. Ei, asta-i viața care-mi place, hop, șa-șa. Măi, eu li fac tot, eu li trag, hop, șa-șa. La dimineața mă nu bag, hop, șa-șa. Știu eu și-o știi tot neamul meu, când ce faci la tinerețe, tară bătrânețe. Ei, vorba asta o știu eu și-o știi tot neamul meu, când ce faci la tinerețe, tară bătrânețe. Ei, capul face, capul trage, hop, șa-șa. Ei, asta-i viața care-mi place, hop, șa-șa. Măi, eu li fac tot, eu li trag, hop, șa-șa. Ei, la dimineața mă nu bag, hop, șa-șa. Hai, capul face, capul trage, hop, șa-șa. Ei, asta-i viața care-mi place, hop, șa-șa. Eu li fac tot, eu li trag, hop, șa-șa. Ei, la dimineața mă nu bag, hop, șa-șa. Hey! N-acum, cu trage, hop, șa-șa. Ei, asta-i viața care-mi place, hop, șa-șa. Măi, eu li fac tot, eu li trag, hop, șa-șa. Ei, la nimisa mă nu bag, hop, șa-șa. La hop, șa-șa știți bine. O să învățați și versele pe parcurs. Acum eu vă întreb, ne prindem într-o horă, două, nouă? Ei, s-au fost răspuns în gând sau ce-au fost? Că nu l-am auzit. Da sau nu? Da, atunci continuăm cu colajul. Cred că e 0-5, da? Așadar, trebuie să-mi dați o mână de ajutor la următoarea melodie, că o să zic așa. Sunt din Bucovina, că aici am văzut lumina. Sunt din Bucovina, că aici am văzut lumina. E foarte bine, da? Hai cu colajul, o horă, două, nouă, da? Nu stăm?
când este norocul. Hai, roată, roată. Și invităm și pe prietenii noștri mai aproape, așa facem o horă din Bucovina și de aici și toată Moldova. Hai, hai cu hora mare, toată lumea sus. Se din Bucovina, că aici a văzut lumina. Se din Bucovina, că aici a văzut lumina. Ca și bradul din păduri, eu trăiesc cu drag de lume. Ca și bradul la izvor, chiuiți-o dat cu spor. Măi, spune omului, măi, cât de bine a trăit, măi, cu păduri de brașă făge și cu oameni ce faci. Asta-i hora horilor, hora moldovenilor, măi! Dacă scaunul-i pregătit, mai facem o horă și mai mică aici în mijloc, ca să campe toată lumea să măi. Niții, asta-i. Hai, toată lumea, mai facem, toată lumea joacă azi! Cum-i piciară luna, una în lume-i Bucovina. Cum-i piciară luna, una în lume-i Bucovina. Ca și raiul în cerul sfânt, e doar una pe pământ. Jucați fete și flăcăi, chiuiți-o dată, măi! Hai ca la vârful câmpului! Hai cu joleță, vara, băi, și de aici am doar o voi, că mi-e drag aici cu voi. Din țara de faci, măi, unde-s oamenii ce dragi, măi, din țara de faci, măi, unde-s oamenii ce dragi, măi, tătă, măi, cu Doamne ajută, că ai asta nu se uită, că de la e pe Dumnezeu și atunci raiul e tău. Opa! Așa, cu veselie multă! Sus, 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 sus! Zei, zei, zei! Și acum la știi cine joacă și cine ascultă, vreau să cânte cu mine. Sunt din Bucovina, că aici am văzut lumina, da? Cu forță! Sunt din Bucovina, că aici am văzut lumina. Ca și bradul din păduri, eu trăiesc cu drag din lume. Ca și bradul la izvor, am la inimă mult dor. Frunzulețe de castane să s-aud în Botoșan și ar verdea bobului, că brădețar cântă în vârful câmpului. Sus piciorul! Hai! Cine s-a seamănă, se adună astăzi toată lumea împreună. Opa! Șo-șo-șo-șo! Doamne, bine-am nimerit, măi, și din loc nu pare rău, că aici ai locul meu. Hai noroc și bun găsit, Doamne, bine-am nimerit, măi, și din loc nu pare rău, că aici ai locul meu. Dai, cine s-a mărât s-a dură. Dai, și-o pe soare, și-o pe lună. Dai, că nu trompite tot să tem. Dai, încă o dată să chiuim. Degetele de la mână nu-s la fel, dar sunt împreună. Dar noi când ne întâlnim, bine ne mai potrivim. Degetele de la mână nu-s la fel, dar sunt împreună. Dar noi când ne întâlnim, bine ne mai potrivim. Cine s-a mânat? Dai cu brădăța, dați împreună. Asta-i hora horilor. Dai, hora moldovenilor. Stânga unu, dreapta doi. Că așa-i hora de la noi. Hora mei moldovinească. Cine chiuie să trăiască. Ia auzi, auzi, ia. Tătomul poate să spună cine seamănă s-adună și cu rale și cu bune, că așa-i lăsat pe lume. De Domnul poate să spună cine seamănă s-adună și cu rale și cu bune, că așa-i lăsat pe lume.
Și văd bine, parcă m-aș vine pe mine, să mănânc de bună seamă, parcă am fi făcut de mamă. Mă uit roată și văd bine, parcă m-aș vede pe mine, să mănânc de bună seamă, parcă am fi făcut de mamă. Da-i-le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 
Tiri-tiri-dam, tiri-tiri-dai, cine s-a mai lăsat dor? Tiri-tiri-dam, tiri-tiri-dai, joacă-te-ți mână din mână. Tiri-darul te-i lăsa, hai, hai și iară, hai, cât mai sună muzica! Bate pasul, nu te da! Zice o vorbă din bătrân, a venit și uite, legea asta dacă o ții, Dumnezeu ți ajute. Zice o vorbă din bătrân, fă bine și uite, legea asta dacă o ții, Dumnezeu ți ajute. Dorul e, dorul e, dorul e, da, eu și atunci am să fiu bun, când mă lată când e drum și nu mă ia. Sacară, nici prea dulce, nici amară, și le ias după coramă. Se-ntoarce odată, viața asta e ca și o roată, chiar de-ar fi pătrată, să nu crezi tu omule, că nu se-ntoarce odată împreună, dorule, dorule, eu și atunci am să fiu bun, și noi arunca cu piatră ca să mă mai lătre odată, ce copâne de sacară, nici prea dulce, nici amară, și le ias după cura. Știi, vreau prima strofă, da? Să încercăm să o cântăm împreună și cei care ne ascultă. Acum ușor negativul. Toată lumea într-o glas, hai! Zice o vorbă din bătrân, legea asta Dumnezeu ți ajută. Zice o vorbă, legea asta, toată lumea, dorul e, eu și atunci când mă latră și noi piatră ca să mă mai latră odată, ce cu pâine de sacară, nici prea dulce și le ias după gura, măi. O, când ești umor lătra, măi, dar eu și atunci am să fiu bun, când mă latră, când-i drum și-mi roi arunca cu piatră ca să mă mai latră odată, ce cu pâine de sacară, nici prea dulce, frunzuliță, foi de tei, măi. Acum începe jocul, ha! Susu, susu, zei, 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 ha! Hei, dor și iară dor, hei, cânticul de la humor, dor și iară dor, ca pasărea în zbor, dor și iară dor, ha! Cânticul de la humor, dor și iară dor, ca pasărea în zbor, hai, când te glas de pasărel, ieși, mă trec și eu cu el, și la lume tot cânta, Bucovina mea, măi, când te glas de păsărel, ieși, mă trec și eu cu el, și la lume tot cânta, din Moldova mea, măi! Sus!
și iară dor. Cântecul de la humor, dor și iară dor, ca apa din por. Dor și iară dor, pe cântecul de la humor, dor și iară dor, ca apa din zbor. Aici mama m-a făcut, măi, și că trăiesc, n-am să uit, și la lume tot cânta din Moldova mea. Că aici mama m-a făcut și că trăiesc, n-am să uit, și la lume tot cânta să ne suni Moldova. Așa, 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 hai sus palmele, sus, 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 sus. Dor și iară dor, el cât moldovenilor. Dor și iară dor, băi, hopa! Cânticul de la humor, dor și iară dor, el cânt cu drag și dor. Pe lumea se veselește, clasul meu când supăr. La lume tot cânta bucovina mea, măi. Pe lumea se veselește, clasul meu când supăr. Și la lume tot cânta. Gata. Hopa! Sus, sus, sus!
iară măi. Ei, hai, hai, cât îți stă nășul iubimii. Ei, hai, hai, nu dau s-o contă la nimeni. Ei, hai, 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 că așa e felul meu, măi. Ei, hai, hai, să mărg cu unde vreau. Ține jocul! Tere, 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 tarazău, că nu-mi pare rău, băi, și iar măi. Și de acolo la ajut, tere, 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 tara, vorbi bune să-mi aud și de aici. Ei, hai, hai, cât îți stătă și-mi vine. Ei, hai, 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 nu dau s-o pătă la nimeni. Ei, hai, hai, că așa e felul meu, măi. Ei, hai, hai, să mă fiu unde vreau. Ține jocul o de dat, dintre sună muzica, de pe lumea sus, palmele, sus! Ei, hai, hai, cât îți stătă și-mi vine. Ei, hai, hai, nu dau s-o pătă la nimeni.
iată că printre celelalte evenimente, acțiuni pe care le-am prins în programul de astăzi, sigur că mă bucur de vizita celor mai frumoși oameni, ca să spun, o echipă unită care întotdeauna mi-a fost alături, o echipă care, prin grija doamnei președinte Doina Elena Federovici, a știut să închege, să ne unească și, nu în ultimul rând, să ne facă să fim competiționali, competitivi totodată și să facem așa cum are fiecare capacitatea și îndeletnicirea, tot ce este bun, tot ce este frumos pentru comunitatea pe care o păstorește sau pentru instituția pe care o are în grijă. Doamna președintă, întreaga echipă, vă mulțumesc că astăzi sunteți alături. Nici nu știu, sunt atât, cred că și emoționată, pentru că este destul de dificil să vezi o armată de oameni, o armată din conducerea județului, că este aproape de tine, că este aproape în această zi de mare sărbătoare, Ziua Comunei, Ziua Recoltei, alături de dumneavoastră vârveni, dumneavoastră astăzi care participați la această manifestare. Și aș vrea să spun că eu cred că la egalitate este această echipă de pe scenă cu echipa pe care o constituie comunitatea din vârful câmpului, mai ales că în ultimii ani ați dat dovadă de multă solidaritate, ați dat dovadă de multă empatie și m-ați sprijinit și mi-ați fost alături spunându-mi ce trebuie să facem și cât trebuie să facem pentru comunitate. Pentru că vorba multă este sărăcia omului, eu aș vrea fie că se va prezenta fiecare pe rând, dar mă voi opri la un moment dat și voi preda doamnei președinte. Încep cu doamna președinte Federovici Doina Elena, președintele Consiliului Județean, domnul ministru Marius Budăi, domnul senator Lucian Trufin, doamna deputat fiica satului Alexandra Huțu, domnul deputat Șlincu Constantin, doamna subprefect Paula Berențan, mâna sus, vă va, da? Doamna doctor, prietena mea bună de nădejde, mai ales în aceste momente și nu numai, directoarea Spitalului Mavromati, doamna Monica Dăscăliței și acum cer doamna președinte, domnii primari de la Broscăuț, Costel a Gheorghițoaie, avem, da, eu cred că salvat de clopoțel, cum ar spune unii. Distinsă doamnă primar, dragi vârveni, distinși colegi, iată-ne din nou la ceas de sărbătoare, aici, în comuna dumneavoastră dragă. Sărbătorim Ziua Recoltei și vă sărbătorim pe dumneavoastră. De fapt, sărbătorim munca noastră a tuturor de peste an. Și dacă dumneavoastră culegeți roade bogate de pe câmp și din gospodăriile dumneavoastră, să știți că această echipă frumoasă culege roadele proiectelor pe care le-au implementat. Și doamna primar, aici, la vârful câmpului, am spus-o și am să o repet de fiecare dată, alături de ceilalți primari ai noștri, face lucruri extrem, extrem de bune pentru dumneavoastră toți. Nu voi înșirui proiectele domniei sale, voi spune doar atât. Este unul din primarii pe care îl dai afară pe ușă și ți intră pe geam. Și în fiecare săptămână mai vine și mai dorește câte un proiect pentru comuna sa dragă. Noi, toată această echipă, vă spunem doar atât, doamna primar, vă susținem, sunteți un om de nădejde, sunteți sufletul acestei comunități, pentru că un primar care pune suflet are și rezultate. Și vă felicităm în numele echipei social-democrate la cât mai multe proiecte pentru comunitatea dumneavoastră dragă și haideți încă o dată să arătăm că dacă știm să muncim, știm și să petrecem. Și nu întâmplător, această scenă este încăpătoare.
fiecare coleg al dumneavoastră vă poartă cu respect infinit. Și iată că și prin această prezență vă demonstrăm că suntem alături de vârvenii dumneavoastră dragi. Eu am să mă opresc aici pentru că vor fi, cred că, 1-2 colegi de mei care vor să intervină și vă spun, Consiliul Județean Botoșan, prin tot ceea ce face și va face în perioada următoare, își pune amprenta din ce în ce mai mult pe comunitățile noastre. Iar proiectele noastre sunt pentru dumneavoastră. Cântec, joc și voie bună la Vârful Câmpului! Felicitări Vârful Câmpului la mulți ani! Da, rog unul, da, domnul ministru Marius Budăi, vă rog. Mulțumesc frumos! Bună ziua Vârful Câmpului! Bine v-am găsit, doamna președintă, dragi colegi, doamna primar. Trebuie să împărtășesc ceva cu dumneavoastră. Nu știu cât eram eu de cunoscut pe televiziunile naționale, dar anul trecut, după ce am dansat cu doamna primar aici, am apărut pe televiziunile naționale și sigur am fost mai cunoscut. Suntem aici o echipă mare, formată, doamna primar, și din domn director, domnii consilieri județeni, domn primar din Republica Moldova, din Ucraina, frații ai noștri care au venit aici să petrecem împreună. Suntem așa mulți pentru că am venit să arătăm susținerea doamnei primar și dumneavoastră respectul nostru. Cuvintele cred că sunt de prisos. Vă transmitem respectul și susținerea noastră doamnei primar. Vă dorim o zi frumoasă și eu nu pot să închei decât mulțumesc că m-ați făcut vedetă. Mare drag întotdeauna să știți că vă alăturați conglomeratului de vedete de pe Vârful Câmpului sau din Vârful Câmpului. Dacă dintre directorii de concentratelor, dacă, știu eu, prefectura, fiica mea, da, auzi, doamna Alexandra Cuțu. Bună ziua tuturor! Doamna primar, îmi permiteți să mă exprim așa pentru că astăzi suntem din nou reprezentanți ai unor autorități. De altfel, suntem reprezentanți ai acestor autorități, autoritatea locală și autoritatea legislativă din Parlament. Datorită voturilor dumneavoastră, nu putem decât să vă mulțumim pentru acest lucru, pentru că ne-ați acordat încrederea, pentru că aveți în continuare încredere în noi și ne solicitați cu tot felul de probleme, nevoi sau știu eu ce alte situații mai apar în comunitatea vârveană, iar noi nu putem decât să facem tot ce ne stă în putință și cu ajutorul, bineînțeles, al acestei echipe minunate din care noi două facem parte, să vă ducem solicitările la bun sfârșit. Sigur, în ceea ce privește programele de infrastructură, proiectele de infrastructură care se desfășoară nu doar în localitatea Vârful Câmpului, ci la nivelul întregului județ, trebuie să fim conștienți cu toții că așa cum o casă nu se construiește pocnind din degete și nu poți să o construiești într-o noapte, așa și aceste proiecte de infrastructură au nevoie și de timp, pentru că dacă nu încep lucrurile cu dreptul, și mă refer aici la partea birocratică, care de obicei durează cel mai mult din etapele unui proiect, este cea mai îndelungată etapă, nu vom avea niciodată rezultate cu care să ne mândrim și peste ani și care să dăinuie în timp. Mă opresc aici în a vă explica pe scurt ceea ce facem noi în echipa social-democrată, dar nu vreau să-mi închei cuvântul fără să mai prezint câțiva dintre colegi, pentru că doamna primară a fost emoționată. Mai sunt lângă noi subprefectul județului Botoșan, Tiberiu Manolache, consilierul de stat în cadrul aparatului de lucru al vicepremierului, domnul Florin Gavril, inspectorul școlar general adjunct, domnul Manolache, Ciprian, alți inspectori școlari, doamna Sfeclă, doamna Ciubanu, cred că și doamna Lupașcu, consilieri județeni, Andreea Andrei, Cătălin
Cătălin Olaru, imediat că mai era Gabi Galan. Este domnul primar al comunei Broscăuți, domnul primar al comunei Cândești, domnul director de la Direcția de Drumuri Județene Gheorghean Cătălin, domnul primar al comunei Viișoara, domnul director al Direcției de Statistică Valentin Popa și sper domnul inspector Cătălin Ungureanu și sper că nu am omis pe altcineva, domnul consilier județean Marian Sergiu. Îmi cer iertare, speram că mintea mă ajută, ne cunoaștem cu toții, colaborăm zilnic, suntem mulți și am nevoie să și văd ca să nu omit pe cineva. În altă ordine de idei, vreau să vă spun că în continuare, atât cât îmi permite și legea și obligațiile pe care le am, voi sta la dispoziția vecinilor mei, ai prietenilor mei și ai familiei mele din vârful câmpului. Bineînțeles, alături de toți ceilalți colegi socialdemocrați. Vă mulțumesc tuturor pentru încredere și sper ca la anul să ne vedem poate și mai mulți și mai voioși, iar doamna primar să nu mai poarte gipsul. Mulțumesc, sănătate, la mulți ani! Aș vrea să amintesc că aici pe scenă sunt primarii de dincolo, confrații noștri, primarul de la Herța, primarul de la Ostrița, primarul de la Cuciuru Mare, primarul de la Vanci Căuți și mai fi care am greșit unul, dar am uitat unul, primarul de Herța, cred că am zis. Înțeleg că nu putem încheia locuțiunile fără cuvântul domnului senator Lucian Trufin, pentru că este un om care se implică mult în agricultură și este un coleg model, zic eu. Mulțumesc, doamnă, doamnă primar, doamnă președinte, domnule ministru, stimați colegi, dragi vârfeni, la mulți ani, la mulți ani, pentru că astăzi este despre dumneavoastră, astăzi este ziua comunei și mă bucur că sunteți în număr mare, an de an, administrația publică locală, într-o mână, niciuna, dar cu suflet mare și cu minte deschisă și iute, doamna primar vă organizează și organizează în cinstea dumneavoastră. Pentru în respect față de munca pe care depuneți an de an acest eveniment. La mulți ani, vârfeni, aveți un în ADN-ul dumneavoastră, sunteți vârfuri, nu doar când vă nașteți în această comună și scrie pe certificatul de naștere vârful câmpului, deja sunteți în vârf și noi suntem aici, în fața dumneavoastră, pentru a vă arăta respectul nostru. O armată de oameni, când a spus doamna primar, o armată de oameni, și știți că n-a greșit, pentru că noi o armată de oameni, chiar suntem armată când te sună primarul din vârful câmpului, nu te sună pentru că are dumneai o nevoie, o problemă personală. Te sună pentru că reprezintă o comunitate, adică reprezintă pe, vă reprezintă pe dumneavoastră și de fiecare dată cerințele dumneai sunt legate de nevoile dumneavoastră. Iar comuna asta, comuna dumneavoastră, pe zi ce trece, este mai bogată și mai frumoasă. Felicitări, doamna primar! Felicitări, dragi bârfeni, la mai mare!